O femeie din județul Caraș-Severin și-a dat în judecată amantul. Amantlicul rural s-a transformat în război după ce amantul femeii i-a povestit cu lux de amănunte soțului înșelat tot ce se petrecea pe la spatele lui. Revoltată de faptul că a fost dată de gol, femeia a cerut daune morale în valoare de 15.000 de lei. Inițial, cererea ei a fost respinsă de judecătorie, dar tribunalul caraș Severin a decis în final să admită parțial solicitarea femeii. În procesul deschis la judecătoria Caransebeș, femeia a reclamat că în decembrie 2022 părâtul a mers acasă la ea unde se afla împreună cu soțul și fica acesteia. Acolo bărbatul i-ar fi adresat injurii și acuze de infidelitate, punând-o într-o situație neplăcută atât în familia din care face parte, cât și în comunitate. Bărbatul dat în judecată s-a apărat motivând că nu este real modul în care reclamanta a prezentat faptele. El a spus că, în realitate, între el și femeie a existat o relație extraconjugală, iar în decembrie 2022, fiind acasă la femeie, l-a deranjat atitudinea acesteia. Pe acest fond, a recunoscut în fața bărbatului înșelat că are o legătură extraconjugală cu ea. Judecătoria Caransebeș, unde dosarul s-a judecat în primă instanță, a respins cererea femeii, dar Tribunalul Cara Severin a admis în parte cererea de chemare în judecată, acordându-i femeii daune morale de 5.000 de lei.